și prieteni, derbiul etapei a 13-a în Superliga se joacă la Sfântul Gheorghe, unde Șepși o întâlnește pe Farul. Șepși ocupant al locului 5 cu 19 puncte, Farul este lider. În ultimele 3 deplasări, Farul a înscris de fiecare dată 3 goluri, uluitor. Chiar și în meciul pe care l-a pierdut, vă spuneam, cu Universitatea Craiova, ocazie bună și o minge care lovește transversala. Să vedem acest corner. Lovitor de cap senzațională, șansă enormă pentru Ioani. Tot Gianfranco a atacat perfect colțul scurt. Este integralist. Poziția excelentă a lui Matei, care reușește să-l angajeze pe Gianfranco, Ioani. Fostul titular al Naționalei de Tinerești și acum convocat la seniori intervine. Sprintează Luis Munteanu, sprintează și Morar, Luis Munteanu, târziu ajunge Ninai. Ce gol marchează Luis Munteanu, prieteni! Este o execuție mare, sigur că este și greșeala lui Roland Nițui. Farul deschide scorul prin Luis Munteanu în minutul 33. Excepțional gol, gol de vârf autentic. Superb! Al treilea gol stagional pentru Luis Munteanu. Mingea este împinsă la Aganovici de pe un. Balon împins destul de prost. Varga, faza continuă cu Gianfranco, Ștefănescu, Dimitrov din unghi alături. Șut centrare. Aganovici încurcat un pic de Chivulete. Balon deviat. Excelent Ioani. Reușește Ioani să respingă de lângă bară. Recuperare excelentă a lui Popescu, faultată de Rondon, se lasă avantaj de Delcu pentru Ducure, centrarea lui Ducure, Munteanu are pe frunte golul de 2-0. Uitați, astăzi se mai joacă un meci extrem de important. De la ora 9 și jumătate, dar să vedem acest moment cu un șut prins de Ioani, a lui Păun. A reușit Rondon să întoarcă bine pe 16 metri. Se descurcă aici perfect Luis Munteanu, eroarea lui Nițui și Luis Munteanu reușește cumva să rateze cu poarta goală. Pe de altă parte avea un jucător în față, a încercat să dea sus.